Bovie, che giornalista indipendente moldovean, deci din fața Parlamentului European. De multe ori am relatat și vreau să completez relatările mele despre clădirea Parlamentului European. Iată, aici avem clădirea Parlamentului European. Ca informație, trebuie să știți că Parlamentul European funcționează în trei orașele Uniunii Europene: Strasburg, Luxemburg și Bruxelles. Sediul central este aici, la Strasburg, orașul fiind un simbol al reconcilierii germano-franceze după cel de-al doilea război mondial. Strasburgul, cum știu cu toții, este așezat la granița dintre Franța și Germania. La Strasburg au loc, după cum ne informează situl Parlamentului, 12 ședințe anuale care durează câte 4 zile, deci în fiecare lună o săptămână. Instituția a fost fondată anul 1952, numindu-se inițial Adunarea Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. Apoi, din anul 1958, s-a numit Adunarea Parlamentară Europeană și în final a primit denumirea de Parlamentul European, începând din anul 1962. Clădirea care găzduiește Parlamentul European a fost inaugurată în anul 1999, aceasta fiind cunoscută și sub denumirea de Louise Weiss, după numele scriitoarei jurnaliste și politiciene franceze Louise Weiss. Clădirea are 15 etaje și o arhitectură modernă, fiind construită din sticlă și oțel, având ca inspirație tabloul pictorului flamand Pierre Bruegel, 1525-1565, denumit Turnul Babel. Uitați-vă dumneavoastră. Ideea construirii turnului fiind aceea de a unifica oamenii, aceasta fiind și una din preocupările Uniunii Europene. Iată, vedem aici că clădirea nu este construită până la capăt, așa ne spune ghidul, sunt locuri pentru birouri, pentru noile țări aderente. Parlamentul European, ca informație, să știți că se poate vizita gratuit, chiar și de persoane individuale, dar totuși să știți că numărul, fiind de locuri, adică de vizite, sunt limitate. Se primesc și grupuri de 20-45 de persoane. Acum, la Strasburg, are loc sesiunea Parlamentului European. Se discută despre Brexit, despre ajutorul acordat țările care au suferit de inundații, vorba de Italia, România, Austria. Se discută despre Brexitul ăsta englez. Ce interesant că, iată aici la intrare, de multe ori vedem și cetățeni români și e foarte plăcut când aici auzi un bună ziua frumos. Noi ne aflăm pe adresa Avenue Pré-Robert Schumann, pe malul râului, vis-a-vis de Parcul Oranjerie. Nu departe, este un parc foarte frumos, cu un zooparc. Intrarea în Parlament se face pe două căi. La stânga este pentru vizitatori, iar eu, ca jurnalist acreditat la Parlamentul European, voi merge pe partea dreaptă. Iată, este marcat funcționari, presa și chiar reprezentanții firmelor. Aici avem drapele Uniunii Europene. Sunt 27 țări. Cândva spuneam că bine ar fi să fie și a Republicii Moldova, dar mai bine să nu fie, dar să rămână România, să fim o țară unită, cu drepturi egale în Uniunea Europeană, în NATO. Iată, văd că mă ne privește crinul topal, aici în fața Parlamentului am lăsat Hora Unirii, crinul, dacă mai țin minte. Aici am manifestat, am marcat aniversarea lui Eminescu, a fost foarte interesant. Uitați-vă cu ce mașini luxoase vin deputații la lucru.
mașini cu sticle fumurii. Uitați-vă cât de frumoase sunt aceste mașini și cred că foarte costisitoare. Parlamentul European, cum am spus, este formă de așa ovală, iar alături este miciclu, tot în sticlă. Aici voi opri transmisiunea live, înainte de a vă spune că ieri tot am relatat de la Parlamentul European și am avut o întrevedere cu domnul Traian Băsescu, ex-președintele României, și ne-am înțeles că astăzi realizăm un interviu în studio mare a Parlamentului European la orele 13:30. Iată, deputații și asistenții vin la lucru. Vă zic la revedere, așteptați noi relatări live de aici, din fața Parlamentului European.